În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cer niște părinți, din cădincioși și cădincioase, cu toții traversăm o perioadă dificilă și nu numai că o traversăm, ci căutăm soluții. La un moment dat am încercat să căutăm soluții prin autoritățile noastre, însă după ceva vreme am observat că ele sunt neputincioase și am constatat că S-ar putea ca problema să se desfășoare la noi și noi să fim cei care trebuie să găsim soluția. Faptul că traversăm o criză nu este o noutate. Omenirea a mai traversat crize, însă cea de acum este tot o criză, dar îmbogățită dacă vrem cu alte crize. Cea mai mare și mai puternică criză este criza spirituală, cea care aparține sufletului. Diferența între ea și celelalte crize financiare sau economice este că ea nu strigă, dar produce o durere profundă în interior. Și atunci când ne doare sufletul, e firesc să-l întrebăm ce te doare. Și el va spune că îl doare faptul că Simte un gol, o neliniște, un stres, o frică. În condiții normale, firești, această frică de golul nostru interior, fiecare dintre noi, ne-am inhibat-o așa cum am crezut și știut mai bine. Însă, ce te faci atunci când crizei cele dinăuntru îi se adaugă o criză sau cel puțin una? din afară. Atunci, criza cea dinăuntru se dezlănțuie și sufletul începe să sufere cu adevărat. Vedem că atunci când lucrurile abia se mai țin să nu cadă, nu le lipsește decât un suflu, nici măcar o atingere. Și ele se vor prăbuși imediat. Societatea noastră în care ne-am dezvoltat și în care trăim, a fost creată să se dezvolte pe anumite valori. Dumnezeu ne-a dat libertate, voință și conștiință proprie să putem decide între ce valori pendulăm. Ne-a mai spus creșteți, mulțiți-vă, umpleți pământul și îl stăpâniți. Iar înmulțirea este benefică pentru că fiecare dintre noi ne naștem cu un dar de la Dumnezeu. Și darul acesta nu ți este ție de prea mare folos, darul se folosește pentru folosul semenilor tăi. Astfel încât, în măsura în care ești de folos mai multor semeni, starea ta de mulțumire sufletească se amplifică și vei vedea că ești fericit. Și fericirea aceasta nu ține puțin pentru că tot timpul se vor găsi în jurul tău. Oameni care să aibă nevoie de darul pe care ți l-a lăsat Dumnezeu. De aceea, omenirea a avut posibilitatea să promoveze binele și facerea de bine, iar această stare se numește virtute, dar a avut și posibilitatea de a promova răul și păcatul, ceea ce a dus la o altă stare care se numește patima iar patima înseamnă o boală interioară, sufletească, care nu doare, dar care strigă din interiorul tău și atât de mult strigă până nebunește. Până vei auzi cândva că și sufletul are nevoile lui și că ar trebui să l-asculți. Atunci când vine o criză, sufletul tău este cel care va da piept cu ea. Și dacă vei trece cu bine peste ea, este datorită faptului că ai avut sufletul puternic. Iar dacă nu vei trece cu bine peste criză, oricum și de orice fel ar fi ea, se datorează faptului că Sufletul a fost slăbit. Sunt doi factori principali care slăbesc Sufletul omului: lipsa prezenței lui Dumnezeu care ajută Sufletul să se întărească și să crească, și prezența păcatului, iar în spatele lui, acelui rău, a diavolului. Practic, Omul se află în situația de a pendula între bine și rău, el încercând să se poziționeze la mijloc. Dar nu poate să se mențină mult acolo pentru că forțele binelui și ale răului sunt două forțe puternice care se vor bate în continuu cât timp va fi lumea aceasta, iar la sfârșitul lumii, una singură va birui și aceea va fi forța binelui. Și dacă Răul știe că Dumnezeu va birui și va avea ultimul cuvânt, atunci de ce se mai zbate? De ce se mai stresează? De ce vrea să cucerească o parte din lume? Pentru simplul fapt că își dorește o împărăție și aceea cât mai mare. Dacă el stăpânește în acea împărăție, nu contează cum e, poate să fie și a doua, după împărăția lui Dumnezeu, el este mulțumit. Și iată-l pe cel rău, alergând ca un leu, căutând pe cine să înghită și căutând adepți pentru împărăția lui. De unde să ia? Dintr-o lume în care poate exista împreună binele cu răul. Nu-i poate lua dintr-o lume care este doar a binelui. Pentru că diavolul nu poate să corupă vreun înger din cer, sau vreun sfânt care a trecut deja în lumea cea de dincolo. A corupt pe mulți până ce au apucat să treacă în lumea cealaltă, dar după ce treci dincolo, nimic nu te mai poate muta dintr-o parte în alta. Însă și faptele tale te așează acolo unde ți este locul. Pentru că noi ne mântuim prin har, credință și fapte bune. Așadar, vedem că Deși această criză este multiplicată, și parcă, ca la o comandă, s-au desfășurat toate deodată. Și criza energetică, și criza sanitară, criza financiară, criza locurilor de muncă și multe altele. Și ne gândim ce s-o mai adăuga la astea, pentru că se nasc una dintre alta. Și vedem că oamenii au reacționat diferit și ne întrebăm oare de ce. Unii au căzut în deznădejde, în disperare, alții au apelat la sinucidere, alții iau pastile ca să-și înăbușe fricile, iar alții parcă sunt mai puternici. Și așa ar trebui să fie. Orice criză este un moment greu prin care treci, care te va ajuta să te ridici și să mergi mai departe. Dacă am trecut printr-o criză, sigur, voi fi mai puternic după ce voi Traversa perioada ei. Clar este faptul că cei credincioși au fost cei care au traversat cel mai bine această criză. Lor li se adaugă oameni cu principii, cu o moralitate sănătoasă și cu o educație puternică, bazată pe adevăr, pe bine și pe bunătate. Însă, dacă la toate astea se adaugă și credința, atunci puterea omului rămâne una de nezdruncinat. Este un lucru care îl putem vedea în jurul nostru și care lasă anumite urmări în viață și în societate. La toate astea se adaugă fricile. Am văzut și noi că vin valuri după valuri. Nici bine nu terminăm cu un val că ne anunță autoritățile să ne pregătim pentru următorul. Așa profeții care se împlinesc în tocmai, n-am auzit niciodată de când suntem noi pe acest pământ. Dar ne-a fost dat să o trecem și pe asta. Vedem cum epidemiile de gripă nu au fost niciodată prevăzute, dar astea vin cu așa precizie încât spunem că funcționează ca trenurile englezești. Nu întârzie deloc și nu ne ocolesc. Ba, din potrivă. Nu putem spune autoritățile mint în privința aceasta. Se pare că n-au prea mințit deloc. Însă, dacă au rămas un anumit procent atunci când a trecut o criză. La următoarea criză, procentul va fi mai mic. Și tot mai mic pentru că asta se urmărește. Deprecierea psihică a omului. De aceea, omul modern de astăzi, ca să poată trece peste toate câte vim, este bine să aibă, într-adevăr, educația sănătoasă, bine ancorată în valori. Pentru că nu se spune, dar peste toate aceste crize se așează o altă criză, cea a valorilor morale, în primul rând. Și atunci ne gândim cine sunt aceia care ne scutră valorile, care nu mai vor ca un tată și o mamă să fie tată și mama. Și vin cu propuneri noi, părinte 1 și părinte 2, să nu cumva să spui mama și să-l jignești pe tata. Și iată cum Poate că această criză despre care nu se prea vorbește este cea mai mare dintre toate. De ea și de modul în care o vom traversa depinde ajutorul lui Dumnezeu pe care îl vom primi sau nu în traversarea celorlalte crize. Pentru că asta vrea, de fapt, Dumnezeu de la noi. Trăim într-o lume despre care nu ne place cum arată. Mai toată lumea vrea să revină la normal. Dar care e normalul? Normalul este acela în care fiecare face ce vrea sau acela în care fiecare face ce trebuie? Și știm noi ce trebuie să facem? Cu siguranță că vom ști dacă vom învăța. Și ca să putem învăța, ne trebuiesc învățători. E frumos să știi despre Dumnezeu, dar cine te învață despre Dumnezeu? Un părinte duhovnic spunea, dați-mi preoți buni și o să vedeți că fața pământului va arăta altfel. Și ce face un preot bun? Lucrează la sufletul omului, îi deschide mintea, îi întărește credința, îl încurajează să meargă spre bunătate, îl încurajează atunci când este vorba despre o jertfă care poate că nu are nimic bun în ea. De ce să mă jertfesc? De ce să stau într-o căsnicie care nu îmi priește? Pot să încerc mai multe variante. Sunt liber să o fac. Ești liber să o faci. Dar Sfântul Apostol Pavel spunea, toate îmi sunt cu putință să le fac, dar nu toate îmi sunt de folos. Așadar, mai știm noi ce ne folosește și ce nu? Dacă vom privi în urmă cu doi ani la modul în care se desfășura societatea noastră, ce am văzut acolo? Oameni care nu se comportau decât pe un singur principiu. Să fac ceea ce îmi doresc. Îmi doresc lucrul acesta, îl voi face. Sunt femeie și îmi doresc să am bărbatul acela care îmi place, voi face tot posibilul să-l cuceresc. Da, dar bărbatul acela este căsătorit deja. Are doi copii. Până acum a iubit-o pe soția lui, de acum încolo e liber să mă iubească pe mine. Dar există niște obligații acolo, atât morale cât și materiale. Nu mai contează, pot să-i crească și bunicii, doar și ei fac parte din familie. Cu lucruri din acestea mă confruntam Înainte de pandemie, nu pot să spun că acum au dispărut, numai că tema discuției principale este alta, dar mă gândeam unde va ajunge lumea în felul acesta. Nu mi-am dat și n-am reușit să-mi dau vreodată un răspuns, deși îmi place foarte mult să aflu răspunsuri. Dar a venit pandemia și din anumite surse aflam că nu era programată să vin acum, peste câțiva ani, numai că s-au schimbat socoterile și au venit ceva mai devreme. Și mă gândeam ce bine ar fi fost dacă mai treceau vreo patru ani și să fi venit atunci pandemia. Mai avea lumea un moment de respiră. Dar apoi m-am mai gândit și am spus că nu e deloc bine să fi fost așa. E mai bine cum l-a rânduit Dumnezeu, pentru că nu se știe peste patru ani ce putere ar mai fi avut omenirea să treacă cu bine peste niște încercări ca acestea prin care trece știut fiind faptul că păcatul săvârșit aduce o slăbiciune a firii. Dacă se săvârșește în continuare, firea se îmbolnăvește. Și o fire bolnavă este o fire slab rezistentă. Patru ani de zile, omenirea n-ar mai fi fost aceeași în condițiile în care toată lumea reclama pe toată lumea. Atât de nemulțumită era. Întrebai un om, omule, Ești mulțumit de ceva? De faptul că ai bani în buzunar sau că ai ce să mănânci sau că ați răi soarele pe cer. Nu sunt mulțumit de nimic. Nu spunem că acum o fi altfel, dar acum mai auzi oameni că mulțumesc lui Dumnezeu și se bucură că au trecut cu bine peste COVID. Că n-au ajuns la spital sau că n-au ajuns într-un sac negru. Sau că au întâlnit oameni, puțin dar buni, cum se cade în spitale și și-au făcut milă de ei să poată ajunge acasă cu bine. Sau că au avut fericirea de a găsi niște medicamente pe care le-au luat la timp și n-au mai trebuit să ajungă în spital. Și pentru asta, vezi oameni mulțumiți. Nu mulți, dar sunt oameni mulțumiți. Și acest lucru e foarte bun că încet, dar sigur, începe să se așeze mulțumirea în sufletul omului. Și asta este partea bună a lucrurilor. De aceea putem spune că. Culegem ceea ce semănăm. Am semănat împreună cu semenii noștri că nu mai facem nici care lucru de unul singur. Păcatul, moartea și oare ce vom culege? Dacă am semănat patimi, voință rea, necredință, răutate, dezbinare, oare ce vom culege oare? Desigur că vom spune noi nu am făcut asta sunt mulți care au făcut asta. Numai că Sfântul Apostol Iacov ne spune la finalul Bibliei în cartea sa sobornicească că cel ce poate și știe să facă binele și nu l-face, acela păcat are. Fiecare dintre noi poate că am fi putut face mai mult bine în viața asta. Numai conștiința noastră ne poate spune cât bine puteam face și cât am lăsat în sarcina altora. Deseori auzeam: Dar nu sunt eu cel mai păcătos din lumea asta. De ce să fac eu atâtea? Să mai facă și alții. Dar numai că fiecare dintre noi avem un dar și acest dar funcționează în favoarea semenilor noștri. Dacă noi vom opri lucrarea darului, semenii noștri vor fi lipsiți de binele pe care am putea să-l facem. Bănoară, stând de vorbă cu mulți dintre dumneavoastră aduceam în discuție situația care se întâmpla în spitale, în care medici au ajuns să trateze oameni cu niște protocoale împotriva conștiinței lor. Desigur că fiecare dintre ei, dacă îi întrebăm separat de ce au ajuns să facă asta, pentru că doar ai văzut că protocoalele acelea omoară oameni. Nu poți să nu vezi lucrurile acestea. Tu ca medic care vaccinezi oameni, nu poți să te uiți doar la cei 30 de lei care ți intră în buzunar la fiecare pacient. Trebuie să vezi și ce efecte adverse are. Și dacă afli că sunt oameni care mor, dacă ai nesiguranță în ceea ce privește eficiența acestui vaccin, de ce îl mai faci? De ce îl administrezi oamenilor? Oare nu vei plăti pentru cei 30 de lei pe care ei, justificându-te că ai copii și ai bănci, rate și alte lucruri, Oare conștiința unde este? Oare demisia nu poate exista? Și dacă pandemia asta durează un an sau doi, eu în această perioadă chiar trebuie să fiu medic? Și dacă toți medicii și-ar da demisia, n-ar rămâne spital goale? Dacă toți medicii ar protesta, dați-ne protocoale cum trebuie, pentru că acestea omoară oameni. Cel mai simplu e ca fiecare să se retragă deoparte și să spună: Eu am rate și bănci trebuie să mi le plătesc. Nu contează cum mai arată conștiința mea după ce va trece pandemia. Ajungem să ne afundăm din ce în ce mai mult. Asupra noastră rămâne cel mai important și mai mare factor de decizie conștiința, dar aceasta poate fi întunecată. Iar întunericul din ea vine din zona păcatului. Vreau să fac un lucru cu adevărat și voi închide ochii atunci când mijloacele nu sunt suficient de bune. Și nu te faci părtaș la păcatele străine. Rămâi cu conștiința ta așa cum îți dorești ca ea să arate. Și dacă vedem lucrurile în felul acesta, oare nu este cea mai mare criză omenirii la ora actuală? Cea morală? Oare nu a intrat conștiința noastră într-un colaps? Cu siguranță că da. Și ce am putea să facem să o ridicăm din starea în care a căzut, doar apropierea de Dumnezeu este soluția. Doar oameni care să ia decizii cu gândul la Dumnezeu deasupra capului lor, aceea este soluția. Acum e invers. Decid pentru noi oameni care nu mai au niciun Dumnezeu. Și poate că și noi am contribuit cumva la formarea acelor oameni. Cum au ajuns ei în situația aceasta? se datorează în egală măsură fiecăruia dintre noi. Oamenii aceia au trecut prin mâna unor dascări, prin mâna unor profesori de religie, a unor preoți, a unor nași, a unor bunici, a unor părinți. De 30 de ani după Revoluție ne chinuim să votăm niște politicieni care să ne reprezintă. Și de fiecare dată am fost dezamăgiți peste măsură. Au plecat unii ca să vină alții să facă același lucru. Și poate că Poporul nostru are posibilitatea să dea din sânul lui și ceva mai bun. Doar dacă noi vom renunța la comoditate. Nu mă amestec, nu mă privește, nu verific, nu cercetez, am încredere și tot astfel de aspecte auzim. Crezi în COVID, crezi în vaccin, dar ce a devenit vaccinul? Un mic Dumnezeu? Ca să crezi în el și să nu cercetezi? Ce a devenit boala asta? cercetează și vei vedea că ea există și nu sta. Informează-te să vezi ce poți să faci. Avem sistem de sănătate. Se ocupă de mine dacă sunt bolnav. Dar sistemul de sănătate e în colaps datorită unor aspecte. E condus de politicieni corupți. Și dacă aceia vor arăta cu degetul în jos, sistemul nu te va mai proteja. Nu contează cât ai plătit să-l susții până acum. Valorile tale trebuie să fie altele. Scapă cine poate acum. E un altfel de dicton. Dar nu înțelegi, pentru că nu vrei să accepti o situație. Și dacă nu vrei să o accepti, asta nu înseamnă că ea nu există. Există și vor trebui căutate soluții. Și iată cum, din sânul poporului nostru, a ieșit și un partid pe care l-am așteptat de foarte mulți ani și începe să facă valuri și să arate cam ce moralitate au politicienii de ieri și de la alteri. Și spaima ălora este că crește în sondaje extraordinar. Și atunci ne gândim, oare de ce crește? Pentru că oamenii s-au săturat. Pentru că ne-a ajuns până la os problemele pe care le traversăm și nesimțirea care plutește în aer. Nimeni dintre cei de acolo nu se uită să vadă cam cât câștigă un om, cât are pensia, 1500 de lei, în cazul fericit. Și cât plătește pe curent și pe gaz? 1000 de lei. Și cu ce se mai hrănește omul în condițiile când toate au crescut? Trebuia făcut neapărat ceva. Asta era problema societății noastre. Problema umanității. Trebuiau liberalizate prețurile la energie. Acum, în mare criză de COVID, ca să mă aducem încă o povară pe umerii omului. Și cine a făcut-o? Politicienii? Din pix? Și ajung oamenii să se sinucidă pentru că nu văd soluții. Și aceiași politicieni tremură, vai, dar ce crește partidul ăsta care a apărut din senin, nici am știut de el, doar are de ce crește. Pentru că sunteți voi niște oameni buni? V-ați aplecat vreodată la poporul ăsta să vedeți ce probleme are cu adevărat? Atunci când apare ceva bun, fiecare încearcă să vadă de ce există ceva bun. Pentru că ne-am obișnuit cu rău. Și vedem în jurul nostru doar rău. Dragii mei, poate că ar trebui să schimbăm puțin această optică și să ne uităm cu adevărat la vechile noastre valori. Sunt cele în care ne-am desfășurat existența și nu ne referim aici la tinerii de astăzi care, într-un fel sau altul, au viitorul destul de compromis, care n-au crescut în niște valori adevărate și care. Au fost puși cu ființa lor crudă într-o situație de foc, cum este cea de acum. Ei trebuie să dea proba de foc la un moment al vieții, care pentru ei înseamnă frage de vârstă. Am auzit și situații de copii în care părinții au dus cu forța să-i vaccineze. Și copilul a spus, Mama, eu am citit mult despre ceea ce înseamnă vaccinul acesta. Dacă tu n-ai timp să citești, eu am citit. Și asta ce înseamnă că o să mor acum? Nu, 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 trebuie să te vaccinezi. Și alte situații în care unul dintre părinți duce cu forța copilul la vaccinat. Și celălalt părinte nu vrea, pentru că el nu e vaccinat, sau este vaccinat și nu-și dorește asta pentru copilul lui. Pentru copilul lui trebuie să-i dai ceea ce ai mai bun. Și credința ta, și viața ta să-ți o pui. Pentru copilul tău, nu să-l faci cobai pentru un vaccin experimental. E o situație de nedescris. Cum s-au putut face legile acestea ca un copil să poată fi vaccinat de un părinte. Dar nu are doi? Nu amândoi trebuie să fie de acord? Dacă unul dintre părinți înnebunește de frică să caute el soluții pentru copilul sănătos, vedem cum legile sunt nedrepte și nu ne așteptăm să fie de acum încolo mai drepte. Dar este clar că societatea se dezbină și lucrul care o poate uni nu este departe de ea, ci nu o poate uni este Dumnezeu cel care ne aduce cu sine valori. Valori pe care să le ținem și pentru care să ne jerfim. Ce este Noul Testament? Ce este Sfânta Scriptură dacă nu o carte plină de valori? Și atât cum aceste valori păzite fiind ne vor îmbogăți viața. Nepăzite fiind ne vor sărăci. Și să nu ne mirăm că vom auzi știri cum este una care circulă zilele acestea, că iarăși ne mai pregătesc un val. Nici bine n-am ieșit din acesta. Și ne gândim, ne mai ține sănătatea, ne mai ține nervii. Cum suntem? Pregătiți? Începe un alt val. Pregătiți trebuie să fim, pentru că așa este soldatul. Nu trebuie să se încurce prea mult cu cele lumești. El trebuie să se afle pregătit pentru câmpul de luptă atunci când în zare se vede dușmanul. Sistemul nostru imunitar este pregătit, l-a pregătit Dumnezeu dinainte, știa Dumnezeu prin ce o să trecem noi și nu credem că greșește el în ceva. Important este ce soluție vei alege. Alegi să se ocupe Dumnezeu în continuare de sistemul tău imunitar sau să se ocupe cei din oculta mondială prin serurile lor experimentale pe care ți le oferă, ca și garanție. Garanția sănătății. Niște garanții numai Dumnezeu le poate da. Dacă ai credință în El. Și dacă n-ai credință în El, lucrurile nu pot coexista. Pentru că așa spune Scriptura. Nimeni nu poate să slujească la doi domni. Ca pe unul îl iubește și pe celălalt îl urăște, nu vei putea să iubești pe amândoi, iar pe Dumnezeu trebuie să-l iubești. Aceasta este legătura cea mai puternică și autentică între tine și El cea de iubire. Pentru că doar iubirea îți îngăduie să te jertfești. Desigur că mai pot să existe și dezamăgiri. Și în perioada aceasta vor fi multe. Multe dezamăgiri. Dumnezeu nu dezamăgește pe nimeni. N-am auzit un om să fie dezamăgit de credința lui în Dumnezeu, dar om cârtitor, da. Și ce mai cârtește om? Dar după ce trece o perioadă de timp și vede cum le-a așezat Dumnezeu pe acele lucruri, își spune dar nici eu, cu toată priceperea mea, nu le așezam așa de mine să fi avut o putere de a așeza lucrurile așa cum are Dumnezeu. Mă uitam aseară la o emisiune la televizor și vedeam acolo niște oameni supărați foc. Nu i-am mai văzut așa de supărați. Și mă gândeam, de ce ori fi aceștia așa supărați? Toți din platoul de televiziune făcuseră COVID. Vaccinați cu trei doze. Își vaccinați și părinții. Și se sfătuiau unii cu alții, deși nu era niciunul dintre ei medic, Mă dar de ce nu am fi vaccinat? Și altul îi spune, măi, tu nu înțelegi pentru ce? Pentru ce? Ai fost înșelat, ai fost mințit. Tu nu poți să pricepi treaba asta? Ți s-au furnizat minciuni și tu le-ai crezut că vei avea protecție. Și așa s-au certat ei vreo jumătate de oră încât iată cum diavolul își face treaba din totdeauna pentru că este mincinos și tatăl minciunii. Însă oamenii ăștia erau provacciniști, înflăcărați, pentru că i-a mai văzut și în alte seri și unul dintre ei atât de profund era în gândirea lui, încât spunea, îmi pare rău că trăiesc într-o țară și sunt minoritar. Pentru că marea majoritate în țara asta este nevaccinată, iar eu sunt vaccinat și sunt minoritar. Asta era deranjul lui cel mare. Și am reținut aspectul și m-am gândit, stai să vedem ce mai spune mai pe urmă. Ca să-l văd seară foarte supărat, tușa, avusese omul Covid și îndemna pe toată lumea să se vaccineze, că asta este singura scăpare din făcătura de pandemie. Și atât cum omul află și realități. Că diavolul mai și minte și dacă vom citi Biblia, vom auzi chiar pe Hristos că Va spune că diavolul nu are nimic în el. El, Hristos, este adevărul, calea și viața. Iar diavolul este mincinos și tatăl minciunii. Asta ce înseamnă? O dezamăgire mare. Și atunci când sfătuiești omul, omul e mai ai răbdare, mai așteaptă. Pentru că așa a spus Dumnezeu, nimic din ceea ce este făcut într-o ascuns nu va rămâne în întuneric ce va ieși la lumină. Puțină răbdare trebuia să ai, că minciuna iasă la iveală. Și atât cum a ieșit minciuna, dragii mei. Vaccinați și nevaccinați, da, valmă, se îmbolnăvesc de COVID și oamenii vaccinați se gândesc, dar la ce mai au folosit mie cele trei doze? La nimic, pentru că l-ai făcut degeaba. Dar cineva ți-a spus că vei avea protecție. Se spune că cu răbdarea treci marea. Și cine a spus așa, n-a spus rău. Dar răbdarea este o virtute, dragii mei, care nu o putem găsi pe niciun gard. Răbdarea este o floare care se cultivă în suflet și care crește în timp. Ea este cea care te ține departe de orice frică. Frice nu vor pune stăpânire pe tine atâta vreme cât o ai. Poțin să-ți lipsească răbdarea și vei vedea cum se instalează frica. Și dacă ai neriniște, panică, o vei transmite și altora. Avem exemple pe onorație din platoul de televiziune, care erau convinși că la ei se află adevărul. Și într-o singură săptămână s-a schimbat adevărul, dar adevărul nu este veșnic cumva, nu-i așa știm. El nu se schimbă. El este același. Ieri, astăzi și în veac. Și nu pot exista mai multe adevăruri. Tragedia este mare atunci când afli că ai luat-o pe o cale greșită și nu vrei să recunoști. Nu vrei să recunoști e problema ta. Dar mai devreme sau mai târziu, tot o vei putea face. Și cu cât mai devreme, cu atât mai bine, pentru că vei avea timp să schimbi macazul. Nu poți rămâne pe calea minciunii pentru că nu folosește la nimic. Doar aduce derivă în viață, multă frică, spaimă și boală. Auzeam despre o doamnă care îmi povestea o experiență de ei și mi-a plăcut. Și vreau comunic și dumneavoastră. În pandemia anterioară, când a fost virusul acela puternic și au murit foarte mulți dintre noi, Doamna ajunsese la spital cu o saturație destul de mică. Tratamentul nu-și făcea efectul. Ea era cuprinsă de panică. Pentru că văzuse și ea la televizor ce pățesc oamenii care ajung în spital. Și nu voia să o aibă o astfel de soartă. Și a venit un gând. Tot avea telefonul lângă ea pentru că încă nu îl luaseră, a căutat pe internet predici și începuse să asculte toată ziua predici. Și povestea, părinte, când ascultam predici, încă creștea saturația. Când se oprea predica, imediat scădea și saturația. Și am văzut că asta e soluția. Și puneam tot timpul predici. Nu știu câte predici o fi auzit Doamna la viața ei, dar atunci l-a descoperit se pare că ridică ridica moralul. Iată, dragii mei, orice necaz în viață, îl treci cu moralul ridicat. Omenirii de astăzi, asta îi lipsește. Pentru că traiul bun, dictonul fă ce vrei, e suveran pe voința ta, pe corpul tău, pe timpul tău, pe banii tăi, tu hotărăști. Au stricat mult omenirea. Trebuie să revenim la adevăratele valori. Nu facem doar ce vrem, ci facem ce trebuie. Și dacă trebuie să facem un lucru și trebuie să ne jerfim pentru el, asta înseamnă că trebuie să șim din comoditatea noastră proprie. Atunci când faci un lucru care trebuie făcut, nu mai contează ceea ce vrei, ci ceea ce trebuie. Lucrurile astea au cam dispărut din orizontul nostru și vom scăpa cu bine de aceste necazuri, credem noi, atunci când vom reveni la aceste valori. Să ne ajute Dumnezeu ca în aceste perioade să ne căutăm, să cucerim și să dobândim valorile. Ne vor ajuta și ne vor scoate din tot ceea ce ne pregătesc unii dintre semenii noștri. Va fi greu, nu va fi ușor, dar ne vom păstra mintea întreagă și, după toate încercările vieții, credem că această minte va fi și mai luminată și mai întărită prin credință. De aceea, Revenim la o spusă a Domnului din Noul Testament, atunci când apostolii se aflau pe Marea Galilei, era întuneric, era vânt, era valuri, era o curabie mică, gata oricând să se scufunde. Deci toate motivele pentru a fi stăpânit de frică, iar Isus se întâmpină cu aceste cuvinte. Îndrăzniți și nu vă temeți. Chiar dacă aveți motive să vă temeți, Не ве Амин.